Pentru prima oară după ce a fost dus la spital de urgență, chiar acum. Din credea cum era un actor de Hollywood. Să facem diferența între primele zile când l-au arestat și ultimele zile la reconstituire. Dânsul e exact ca un actor de Hollywood, iar acum din pușcărie se râde de noi, pur și simplu, exact pe ce s-a întâmplat alaltăieri când carabinierii au fost intrați. Iar domnii procurori, să fie ținând cont de acea chemată la 112 a Alexandrei când au așteptat la poartă, iar peste noi au intrat în curte pur și simplu ca niște prăduitori. Peste noi au avut curajul să intre, dar peste dincă n-au avut. Și v-au aplicat și maximum de amendă așa, cu celeritate, cum spune ei. Cu atâta ură și invidie probabil au făcut treaba asta. Probabil ne-au văzut că suntem persoane din înalta societate, din cauza asta ne-au văzut. Nu suntem. Păi nu. Tocmai ne-au văzut că suntem din înalta societate, cu toate că noi suntem niște oameni simpli. Și dacă vă urăsc, de unde provine această ură, domnule? De unde credeți? Pentru că luptăm și am luptat tot timpul să ni se spună adevărul. Și nouă, și opiniei publice, ca și dumneavoastră. Noi vă mulțumim anticipat. Și acelor medici de unde vin din spital, niște oameni de omenie, într-adevăr. Și dumneavoastră vă mulțumim că în permanență ați fost alături de noi. Ce așteptări aveți de la ancheta care urmează, expertiza care urmează acum în America? Aveți mai multă încredere în aceste organe? Cum vă așteptați să decurgă? Ce răspuns sperați să primiți, iată, într-un final? Am spus că dacă vom fi mai mulți și vom participa la aceste probe recoltate de ADN, fiecare, adică să sigileze acel obiect, fiecare să-și pună semnătura. Noi, reprezentantul presei și, mă rog, domnul avocat și așa mai departe. A întrebat cumva domnul avocat, s-a interesat dacă această procedură a amplificării ADN-ului deteriorat, că despre asta e vorba, e omologată în România? Nu știu, asta nu știu, n-am întrebat, nu pot să vă confirm dacă a întrebat, dar probabil vă dați seama, dânsul ca avocat nu pot să confirm. Domnul Iordache, s-a făcut parte de câteva ore grele, zile grele, sunteți în continuare obosit, starea de sănătate probabil că este și afectată. Vă odihniți pentru mâine, veți merge mâine, înțelegem, alături de doamna Monica la București. Da, vom merge împreună, indiferent ce s-ar întâmpla. Vreau să fiu alături de ea și vrem să aflăm adevărul, să nu mai fim mințiți, să nu mai fim înșelați. Acum că sunteți cu fica dumneavoastră din nou? Acum da, mă simt bine alături de ea. Mă simt bine că împreună, adică suntem o forță, noi așa credem, că suntem o forță și o putere. Având încredere unul în celălalt, sper că... Da. Vor fi reprezentanții FBI acolo când vi se iau... Nu mi s-a confirmat. Singura ce am discutat, am zis că trebuie să fie, dacă se poate, domnul avocat. Nu e o condiție. Asta am spus, dacă dânsii au avut și ei acea condiție să ne dea acea amendă, am zis, domnul avocat, n-am avut o mașină, ceea ce noi, data trecută, am anunțat că mașina nu este, tatăl meu a sunat undeva la Craiova și a spus că acea mașină nu poate să vină să ne ia și totuși noi am fost acționați cu această amendă, noi am anunțat că nu putem veni. Iar... Au făcut-o intenționat, a fost totul premeditat. Totul a fost premeditat. Ce rost are să ne mai ascundem după degete? Nu s-a făcut cu bună știință, totul s-a făcut. Deci, încă o dată, revin, s-a făcut intenționat. Contestați această măsură, iată, având în vedere, spuneți, amenda a fost aplicată incorrect? Ați fost de acord să mergeți? Maxim a fost amenda, maxim, 50 de milioane. Deci ați fost de acord să mergeți și iată? Am fost de acord să mergem, le-am spus că ne trebuie o mașină pentru că nu dispunem de acest mijloc de transport. I-am dat telefonul domnul de la Dico de la Craiova. Domnul Dico de la Craiova a spus că nu poate, înțelege ce a spus. Domnule, anunță șefii că noi n-avem cu ce să ajungem. Deci nu e vina noastră, n-a fost vina noastră, noi ne-am făcut datoria. În ziua 16 al arterii, data luni, nu... 26, când a? 26. Vineri. S-au prezentat acel echipaj cu jandarmi. Da. Deci i-am atenționat. Dom'le, anunță șefii că nu putem, n-avem cu ce să ajungem. N-am elicopter, n-am avion, nu sunt proprietar. Am o bicicletă atâta. Dacă știam, luam fata și o puneam pe portbagaj și mergeam cu bicicleta. Spuneați lucruri emoționante mai devreme, faptul că sunteți o forță, sunteți împreună, asta vă face mai puternici. Acum din nou, iată, sunteți împreună, ați venit de la spital. Va rezista într-un final această forță, această uniune a familiei împotriva, citesc chiar din doamna Melencu ceea ce a spus ieri, împotriva sistemului care este mult mai puternic decât voi? Păi, decât adevărul, altceva noi nu vrem.
Nu vrem să luăm banii statului decât să aflăm adevărul, atât. Adevărul și ne vrem copil, în rest nimic. Într-adevăr, așa este, aveți dreptate. Sistemul are toate pârghile și toate mijloacele de a ne obliga și ne a șantaja. Înțelegeți? Deci, dar și noi, nici noi nu ne vom lăsa, indiferent care ar fi riscul și care ar fi problemele, nici noi nu ne vom lăsa. Unde să fie interesele? Înțelegem că suspectați că e vorba de un nivel înalt, spunea și doamna Melencu mai devreme. Cine să aibă acest interes? Acei care fac parte din aceste grupuri de traficanți. Deci acei șantajiști care șantajează clasa politică. Pe mulți politicieni și mulți milițieni și mulți procurori și judecători. Deci aici așa trebuie umblat. Aici e marele mister și marele secret. Marele zid de care se lovea marele procurorul zid, da, domnul Vasilescu. Da, domnul Cătălin, așa e. Marele zid, într-adevăr. Așa este. Așa de vigilent sunt acum să vă amendeze. Când atunci când trebuia să facă conexiunea între mașina lui Dincă și Dincă, au stat 3 luni și au așteptat să mai moară o fată. Și multe alte foarte probleme, vigilenți. Și multe alte probleme, domnilor, și multe alte probleme care au dispărut de la dosar. Înțelegeți? Dar eu v-am spus și mai repet, ei au știut din primul moment despre ce e vorba. Și cazul Luiza, și cazul Alexandra. Simțiți în continuare că Luiza nu a fost omorâtă. Da. Suntem ferm convinși că Luiza nu a fost omorâtă. Luiza trăiește, e traficată, s-ar putea să fie chiar și în țară. Nu atâta le cerem. Să ne dea fata înapoi și în rest încolo justiția să-și facă treaba. Nu o să ne dea fata înapoi. Bunicu, procurorul șef al DICOT, domnul Bănilă, a spus că în ziua de 26 iulie a solicitat comisia rogatorie pentru Statele Unite. Acum aflăm că aceasta ar fi fost solicitată pentru analizarea oaselor din lizieră, dar astea au fost descoperite abia în 5 august. Cum se explică că în 26, cu mult înainte, a cerut această comisie rogatorie? Ce părere aveți despre chestia foarte asta bine, cu comisia? Foarte bine a spus problema. Ce să înțelegem? Că acele oase, deci după ce Dincă a fost arestat, acele oase au fost plantate, nu? Altfel de unde știau ei în 26 că se vor găsi oasele din lizieră pentru care acum cer expertiza? Deci a fost premeditată toată treaba. A fost pas cu pas, totul a fost premeditat. Eu vă mulțumesc. Da, bunicul Luizei, nu știu, omul ăsta spune așa, domnule, din pușcărie se râde de noi, suspectul e tratat ca un actor de Hollywood, iar pe noi ne amendează. De unde știe bunicul cum se râde sau nu se râde în pușcărie? Cineva îi bagă în cap lucrurile acestea, da? Cine? Și de ce? Păi, care ar fi scopul? Nu știu cine, da? Până una alta nu este treaba mea să descoper cine îi bagă în cap bunicului Luizei, care, săracul fiind îndurerat, preia absolut toate chestiunile acestea de la alții, nu sunt vorbele lor, că mai începe și cu politica pe urmă. Deci am ascultat niște aberații de întrebări, iartă-mă, de la unii jurnaliști de la alte posturi de televiziune. Era chestia aia, dar nu vreți să fie și FBI-ul să asiste la prelevarea de probă? Păi nu, Doamne iartă-mă, deci nu ori vrea să fie și ambasadorul Statelor Unite eventual și premierul României. Deci, Doamne iartă-mă, avem un cod de procedură penală, da, care trebuie urmărit și, pas cu pas. Deci nu adăugăm noi la legi cum ne convine sau nu ne convine. Doamna avocat, ce se întâmplă de fapt? Sunt mii de oameni care se află în această situație de victime colaterale ale unor copii, iată, dispăruți, alții copii asasinați de pedofili și așa mai departe. Deci doamna avocat, chiar nu se poate așa ceva și de să ajungi Alice Drăghici, doamna avocat, un Muppet Show. E într-adevăr, e un spectacol dus la extrem. Doamna avocat, fac apel la expertiza dumneavoastră, că ați reprezentat diversi clienți în tot felul de cauze. Își fac un deserviciu oamenii ăștia prin toate detaliile care ies la iveală, multe neverificate, toate scenariile care se vehiculează, toate sfaturile pe care le primesc de la persoane mai mult sau mai puțin avizate.